Pentru prima dată și în localitatea Bocșița se organizează anul acesta Sărbătoarea Fiilor Satului. Organizatorii spun că își doresc ca evenimentul programat să se desfășoare în data de 1 iulie să devină o tradiție. Sărbătoarea de la Bocșița vine să încununeze o reușită a administrației locale, asfaltarea drumului dintre localitățile Bocșița și Dioșolt. În prima zi a lunii iulie, la Bocșița va fi distracție și voie bună. Este programată prima ediție a sărbătorii fiilor satului. Primarul Dobrai Francisc spune că evenimentul vine să marcheze, pe lângă bucuria pe care o presupune o astfel de sărbătoare, și o realizare mult așteptată de comunitate. Acum am terminat o lucrare foarte mare pentru Bocșița. S-a asfaltat drumul între Dioșolt și Bocșița. Și mai mult pentru asta să o predăm, să o inaugurăm. Și cu ocazia asta, pe prima dată începem la biserică la ora 10, la ora 12 când ieșim, inaugurăm drumul, 3,2 km, și după aia va fi un pic de spectacol acolo cu fiii satului. Oamenii din Bocșița de mult au așteptat treaba asta, că între Dioșor și Bocșița 3 km și era un drum pietruit foarte rău și cu fondurile astea, cu PNDL-ul, am reușit să asfaltăm un drum. Cât privește ediția de anul viitor a evenimentului, primarul susține că va încerca și în 2019 să lege de o altă reușită în plan administrativ. Mai avem proiecte, iar am câștigat un proiect de fonduri europene acolo și dacă ne ajută Dumnezeu anul viitor, dacă terminăm, tot satul Bocșița va fi asfaltat.